Panică în rândul unor funcționari ai unei instituții publice din Orșova după ce au descoperit o viperă ascunsă într-unul dintre birouri. Oamenii au solicitat imediat intervenția jandarmilor, care au constatat că șarpele este o viperă cu lungimea de aproximativ 20 de centimetri. Ajunși la adresa indicată, jandarmii au constatat că panica a fost produsă de o viperă, cu o lungime de aproximativ 20 de centimetri, ascunsă sub lambriul de pe un perete. Vipera a fost îndepărtată din acel loc și ulterior eliberată în habitatul ei natural. Le recomandăm cetățenilor să nu încerce să îndepărteze singur reptilele, să solicite sprijinul jandarmilor în astfel de situații. În urma unui apel pe unui jandarmii medicine am intervenit în cursul zilei de ieri în municipiul Orșova, deoarece funcționarii unei instituții sesizau prezența unei vipere într-unul dintre birouri. Ajuns la adresa indicată, jandarmii au ridicat vipera din locul respectiv, ulterior au eliberat-o în habitatul natural. Interacțiunea cu șerpii sau viperele este un real pericol în sezonul cald, iar posibilitatea de a le întâlni apare în cele mai nebănuite locuri.